O situație incredibilă privind administrarea blocurilor de chiriașei primăriei se produce la blocurile ANL din Micro 17. Deși administratorii Asociației 841 sunt numiți și angajați ai APA Term sau Calorgal, cum i-o spune, deși răuplatnicii pot fi sancționați cu anularea contractului de închiriere, restanțele la plata încălzirii și a apei calde cresc rapid. Pentru că funcționarii primăriei sunt incapabili să recupereze datoriile de la 10% răuplatnici, Distrigaz a tăiat gazul de la centralele de apă caldă a restului de 90% de buni platnici. Comunismul de bloc are aspecte aproape hilare în zonele aflate exclusiv în administrarea primăriei Galați și a societății Calorgal. La blocurile ANL din Micro 17, datoriile câtorva răuplatnici au dus la sancționarea majorității locatarilor de la blocurile Lotus 1 și 2 și Iris. Încă de la sfârșitul săptămânii trecute, apa caldă a fost oprită pentru majoritatea locatarilor din Asociația de Chiriași 841. Cauza este o datorie neachitată către furnizorul de gaze Distrigaz, ceea ce a dus la oprirea gazelor pentru toate centralele din asociație. Locatarii buni platnici sunt extrem de nemulțumiți de oprirea apei calde și cer ca regulamentul de funcționare a asociației să fie respectat. Dacă administratorul, care este și angajat ca Calorgal, ar fi notificat întârzierile și sancțiunile cu evacuarea din apartamente, s-ar fi evitat această oprire a gazelor și a apei calde. Nu suntem văzuți noi cei care ne facem datoria aici, nimeni nu a venit să vorbească cu noi, ceva de gen primăriei, nu? Da. Suntem chiriași. Da? Și automat... Nimeni nu ne ascultă, adică să vină măcar să vorbească. Părerea mea e în felul următor. Nu-mi convine, pentru că eu n-am ajuns să mă spăl la bloc, mai rău ca la țară. O a doua la mână. Am vorbit cu cineva de la primărie, mi-a dat niște numere de telefon și mi-a zis pentru acei doi răuplatnici să vedem ce se poate mai departe. Dacă primăria acceptă să le plătească hangaralele lor și ei să ducă banii, nu mai zic mai departe, că aș fi știut ceva amănunte, dar nu știu exact și nu îmi place să vorbesc chiar mai mult decât trebuie. Să vadă ce face cu ei. Îi dă afară, plătește primăria mai departe, le oprește din salariu, nu știu ce face mai departe. Eu m-am săturat de halul lor. Nu-mi convine să mă spăl ca la țară. Nu-mi convine, m-am săturat. Ce să zic mai departe? Doamne ajută mai departe să meargă mai bine... Cine are culpa? Eu consider că primăria Galați. Primăria Galați, de ce? Ce nu au făcut? Având în vedere că s-au înregistrat vecini de-ai mei cu 1000 de lei, cu 2000 de lei, cu 4000 de lei și la scara 1 și la scara numărul 2 și s-au înregistrat la ora actuală în 8 ani, 7 ani, nu știu cu exactitate, s-au înregistrat cu 31.000 de lei. Cu 28.000 de lei. N-am văzut din cadrul primăriei Galați să vină o comisie în acest sens, să bată la ușa acestor locatari, să-i întrebe, să ia de cămășuță, mă, fraților, ce aveți de gând? Chiar dacă au acționat în instanță, că și instanța, dacă ar avea numai dosarul acestor locatari, am zice, să termină într-o lună de zile. Dar și instanța judecătorească au 10.000 de dosari, vă dați seama că le ia în ordine cronologică. Noi vorbeam de problema cealaltă cu ăștia care sunt răuplatnici, da, și care nu vor să plătească. Primăria fiind proprietarul, ea are tot cuvântul de zis. Păi, nu? Asta sunt două probleme distincte. Nu că n-a administrat bine administratorul, atâta decât n-a avut bani, de unde să scoți bani să plătești factura. Locatarii buni platnici au dat și exemple de locatari restanțieri la plata utilităților. Situația fraților Stan sau a datornicului Stan Boală, cu datorii cuprinse între 60 și 270 de milioane de lei vechi, este surclasată de datoriile unor alte persoane care nu plătesc de câțiva ani și cărora nu li s-a anulat contractul de închiriere. Cum v-a dat dacă aveați datorii? Eu aveam mai înainte 5 milioane, am plătit. Cât un milion, dar tot crește. Din penalități? Din ce? Da. Din penalități. Asta e toată vorba. Și mai mult, oricum, la primărie eu plătesc. Dar aici e toată situația, că eu nu înțeleg de ce prea ne încarcă. Eu asta nu înțeleg. Domnul administrator trebuie să vă explici. Da, da, a fost una, dar a plecat și a venit alta. Și cea nouă nu la fel vă explică? A, dânsa ne-a explicat acum. Dar... Nu este tabelul cu cheltuielile? Ba da, este. Și... Dar eu mă uit, nu m-am uitat mereu. Era mare în dreptul dumneavoastră? Sau... Da, da, da.
nicio problemă, oricum, chiar acasă e prea mare, oricum dau bani, dar îmi pare rău că nici ciudă că ni se bagă prea mult cu penalitățile lor. Și asta ne ciudă mie foarte mult la ei. La blocul Lotus 2, datoria chiriașului Maria Ghinea a ajuns la peste 31.000 de lei, iar chiriașul Lucian Miu are de achitat peste 28.000 de lei. Calorgala a preluat administrarea centralelor de la aceste blocuri, a numit un administrator al Asociației 841, dar nu a demarat procedurile de executare silită sau de anulare a contractelor de închiriere.